reprezentanții Serviciului Situațiilor Excepționale, iată, vor prezenta astăzi rezultatele verificărilor demarate în localurile publice din țară după tragedie din Clubul Colectiv din București. Până acum, 19 spații de agrement riscă să rămână fără autorizație de funcționare. În același timp, patronii a 85 de cluburi de noapte au fost amendați cu până la 4.000 de lei pentru nerespectarea normelor antiincendiare. Pompierii au depistat în mai multe localuri lipsa ieșirilor de urgență, dar și a echipamentelor de stingere a flăcărilor. De asemenea, trebuie să știți că ei au constatat că angajații unor cluburi nu știu cum să procedeze în caz de incendiu.